Salut! Mai vă aduceți aminte că am vorbit despre piesa Loredanei cu Alama, vrei să mă iei? Desigur că vă aduceți aminte, pentru că este o piesă plină de căcând. Da, știu că a dispărut ăla cu poliția muzicii din spate, aveți răbdare, vă explic. Nu mi-e frică să zbor, mi-e frică că nu te am, mi-e frică că nu, mi-e frică că nu, frică că... Căcândul este cântat de Alama, dar versurile îi aparțin și Loredanei, deci îi putem imputa și ei exprimarea maronie. E, ce se întâmplă acum? Loredana mai a scos o piesă, Miroș a căcând dragoste. Nu mai îmi spune. E nasol pentru mine care am crescut și cu muzica ei să-i spun că e corect, nu îmi mai spune. Însă îi pot felicita din nou pe cei de la Media Pro Music. Media 5 la română Pro Music, bravo! Mai ați semnat o piesă tare, felicitări! La mai mare! Mai la mare! Șefu, mai ați scos Loredana o piesă? Da, să ascult. Da, super, semnează-o și lasă-mă că-s Leo și Mexicanul la televizor. Semnăm piesa la Media Pro. Ia vezi, boss, că am mai găsit una. Greșește și dupe. Iau ce zice. Îmi spune vorbe dulci pe care nu sunt pe bune. Zisă mortul, nu zic bine. Învățați dracu română. Eu chiar aș vrea să-i găsesc o scuză Loredanei, cum ar fi, domne, n-a scris ea versurile. Așa cum aș fi putut să găsesc scuza asta și la piesa Corinei, Neprevăzut, unde ea spune că a fost ca niciodată un băiat și o fată. În loc de au fost un băiat și o fată, versurile nu-i aparțin Corinei, ci lui Randy. Loredana, în schimb, este trecută și ca textier, dar și așa ar fi o scuză fragilă. Să fim serioși, chiar dacă artistul nu scrie versurile, le cântă, deci le aprobă. Haide, boss, că scuza asta merge doar dacă ți-a dat bani. Zi, mă, ți-a dat bani? Ți-a dat bani, săracule! Sincer, îmi pare rău de piesa asta, pentru că instrumentalul și vocea sunt tari. Dar pe lângă greșeala despre care vorbeam, mai sunt și versuri de genul. Ești Casanova, dansezi Bossanova. În primul rând, nu oricui îi stă bine când vorbește cu boss. Ca să folosești boss, fie îți vine natural, te-ai născut ca să vorbești cu boss, bine boss, hai că vorbim mai încolo, fie te forțezi să vorbești cu boss și ești enervant. Sunt sigur că ați întâlnit oameni din gura cărora vă irită să auziți boss. Cum e și cu înjurăturile la femei? Sunt femei care te amuză când înjură, nu te deranjează, le vine natural, paradoxal, le stă bine înjurând. Și mai sunt femei pe care le auzi înjurând și îți vine să te ascunzi sub masă de rușinea lor. Pe Loredana n-o văd vorbind cu boss. Nu mi se pare că îi se potrivește, cel puțin în piese. Răbdare că vă explic și cu firma. Cum nici lui Sore nu i s-ar fi potrivit în noua ei piesă Un Minut să spună și parcă te aud în mii de cuvinte, boss, din minte nu pot să mi te scot. În mii de cuvinte, din minte nu pot să mi te scot. Frumoasă piesa lui Sore și mai place ceva la clip. Am tot vorbit despre plasarea de produse și am spus că este făcută fără cap în multe clipuri, că e în afara contextului. Aici, ironic, a încercat ceva. Sore este într-o cameră, într-un semi-haos, cu chestii agățate sau căzute pe jos, ochelari, flori. Iar în haosul ăsta apare sticla de suc, dar fără etichetă. Deci deja e altceva, e mai poetic, nu mai e atât de pe față.
iar sore folosește sticla de suc pe post de vază pentru florile căzute. Deci voilà, bravo, context, e altceva, se poate digera, sore n-apare bânsuc. O singură chestie, sticla apare de vreo 3 ori, ceea ce mi se pare cam mult. Înțelesesem ideea, dar probabil că asta a fost dorința clientului și nu prea ai ce face. Piesa pe care o tot ascult de câteva zile și pe care o pun pe repeat vine de la un băiat căruia cu siguranță i-ar sta bine să vorbească în română cu boss. Lose Yourself, scrisă de Ed Sheeran, cântată de Justin Bieber. Hey, you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. Dar ce ai făcut, boss? Parcă ziceai că trebuie să fii handicapat să-ți placă de Bieber. Acum, firma Poliția Muzicii. Denumirea Poliția Muzicii a apărut în momentul în care această emisiune, să-i spunem, a intrat pe ZUTV. Emisiunea exista pe net sub denumirea Coțofan. După vreo 7 ani și jumătate, cei mai frumoși pe care mi-aș fi putut dori și pentru care sunt extrem de recunoscător colegilor care au avut încredere în mine și m-au susținut, m-au sfătuit, au avut răbdare cu mine și m-au suportat și cărora vreau să le mulțumesc, colaborarea mea ca entertainer cu Radio ZU și ZUTV s-a încheiat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Poliția Muzicii va continua pe net sub denumirea inițială Coțofan. Și de asemenea mai înseamnă că sunt deschis oricăror colaborări pe sistemul Radio TV. Și am putea să facem o altă firmă, eventual, frumos, Coțofan, dar... Go-go! Cât am dat pe firma? Că? 150 de lei? Nu facem. Dar știți voi că se numește Coțofan. Nu facem, suntem sărași, nu avem bani. Așadar, Coțofan se oprește aici. Vă mulțumesc pentru sugestiile voastre și l-aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofan, voi sunteți pupați și nu uitați. Tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră. Nu știu de ce râd.